Spre cuvioși stariți, prea cucernici părinți, prea cucernici părinți protopopi, iubiți într-o Hristos, frați și surori. Astăzi, pentru toată plinătatea bisericii, este o mare sărbătoare. Astăzi noi cu toți sărbătorim ziua femeilor mironosițe, ziua femeilor creștine, ziua femeilor care trebuie să dăm cinste și respect. Astăzi este o mare bucurie, pentru că prin această adunare de creștini mărturisim credința în Bunul Dumnezeu. Este o mare importanță ca femeia creștină să mărturisească credința cum au mărturisit-o femeilor mironosițe. Astăzi este foarte important ca femeia creștină să lumineze ca un stâlp de foc în mijlocul tuturor celor care astăzi puțin îl cunosc pe Dumnezeu. Astăzi femeia creștină are datoria
de a mulți cuvântul lui Dumnezeu prin predicile care se aud în biserică, se citesc, prin cuvântul lui Dumnezeu care se transmite, ca femeile creștine să poată pune o temelie și ele puternică în viața copiilor, în viața soților, în viața vecinilor, în viața tuturor celor care o ascultă. Femeia nu este sclavă. Femeia nu este aceea care să fie numai să aibă grijă de casă. Ea este o femeie creștină care trebuie să primească acea cinste și respect de la cei care o înconjoară. Femeia creștină trebuie să aducă naștere prunci. Chiar astăzi la predică spuneam că nu este mai scump laborator în lume decât femeia creștină, decât o femeie care trebuie să aducă naștere de prunci. Dar oare astăzi înțelegem ce înseamnă să fie o creștină adevărată? Oare astăzi tinerii care se căsătoresc înțeleg ce înseamnă să formeze o familie creștină? Să știți că foarte puțin. De aceea noi ne stărâm împreună cu preoții să semănăm cuvântul lui Dumnezeu în inima tuturor, de la mic și până la mare. Avem diferite departamente. De unde putem de mici copii să discutăm ca să crească niște creștini adevărați. Pentru că astăzi sunt foarte multe divorțuri. Astăzi, ca niciodată, vedem foarte multe avorturi între creștinii noștri. Și noi ne numim creștini. Creștini să ne numim atunci când vom fi îmbisericiți cu adevărat. Dar care este pricina că noi nu suntem îmbisericiți? Ai puțin de a te cununa, de a te boteza, dar este principal ca să fii, să mărturisești credința, să fii un adevărat creștin îmbisericit. Dar să fii un adevărat creștin îmbisericit, trebuie să frecuentăm biserica, casa lui Dumnezeu. Să frecuentăm casa lui Dumnezeu, unde este acel izvor de apă vie, ca noi să primim o îndreptare pe calea cea dreaptă, pe valurile vieții acestea pământești. Că valurile acestea, care astăzi noi ne necăm foarte des, dar pentru că vrem să vâslim fără credință, fără rugăciune, fără post, și atunci vine necazul asupra noastră. O mamă creștină trebuie să știe cum să se comporte creștinești și pe stradă, și în casă, și față de copii, și în casa bunului Dumnezeu. O femeie creștină știe cum se puie în casa care ea trăiește și a format-o cu binecuvântarea bunului Dumnezeu, acea sămânță roditoare, ca copiii să fie educați creștinești. Totul depinde de mama creștină. Pentru că mama creștină poate să dea o educație corectă copiilor. Să știți că astăzi mulți copii sunt orfani, lăsați de părinți, sunt lăsați în stradă. Sunt foarte multe închisori unde noi, în episcopia noastră, avem unica închisoare de femei, care poate că multe sunt nevinovate, dar nu putem noi să le judecăm viața lor. Dar ne este scârbă că au rămas copii pe drumuri și noi ne întrebăm unde suntem vinoveți, unde noi am greșit că am luat altă cale care nu ne duce spre mântuire. Trebuie să luăm lumânarea aprinsă în inima noastră și în mâna noastră și să mărturisim credința. Fără biserică nu putem face niciun pas. Fără rugăciune nu putem face niciun pas. Nu putem să punem o temelie puternică în viața societății noastre dacă noi vom face toate voile și plăcerile vieții și a lumii acestea, dar nu putem să punem temelia puternică în viață, în casa noastră. Copiii trebuie să vadă mama cum se roagă. Copilul trebuie să vadă mama cum postește. Copilul trebuie să vadă cum mama se comportă cu tatăl. Copilul trebuie să vadă dragostea, stima, respectul
față de cei care o înconjoară pe mamă. Mama este o lumină. Mama este un stâlp de lumină care luminează casa. De mamă foarte mult depinde dragostea, păstrarea înțelepciunii în casă. De aceea vă doresc, stimați părinți, mamilor, surorilor, nepoatelor, și cei ce care astăzi vă aflați aici de față, vă doresc să aveți o dragoste de plină creștinească, să se mulțească credința în inimile și în sufletele domniilor voastre, să simțiți acea dragoste care Dumnezeu ne-a adus-o în lume, să știți că săptămâna patimilor a fost o săptămână grea, o săptămână cu durere și pentru Domnul nostru Iisus Hristos, că a fost vândut și a adus crucea pe spatele bunului Dumnezeu. Dumnezeu a fost răstignit nu ca Dumnezeu, dar ca om. Dar alăturea de Dumnezeu, de Domnul nostru Iisus Hristos, erau și femeile mironosițe alături de Maica Domnului. Toate au plâns. Ele au fost alături de Mântuitorul în zilele cele când Domnul nostru Iisus Hristos trebuia să se deplaseze ca să propovăduiască, să învețe, să le aducă lumina în casele tuturor celor care îl așteptau. Aceste femei mironosițe, ele se duceau întotdeauna înaintea Mântuitorului ca să pregătească venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aici, pe colina Călărașilor, este râul Rugăciune, râul vărsat de maici, de călugări, care au vărsat ani întregi și au păstrat credința adevărată. Să știți că e o luptă astăzi ca să se despartă mult de biserica adevărată, de biserica care noi cu toții ne închinăm. Vrăjmașul neam luminesc astăzi se luptă prin diferite modalități ca să se dizbată de la casa lui Dumnezeu. Această colină de la mănăstirile de la Răciula este pus o temelie puternică ca noi să știm că călugurii au ales un drum special pe colina aceasta Călărașilor. Fiți demni ca să vă numiți cu toți creștini. Fiți demni și frecventați aceste sfinte mănăstiri. Frecventați aceste mănăstiri unde călugurii s-au rugat întotdeauna pentru dumneavoastră. Orașul Călăraș, cu multe biserici înfrumușățate, Nisporenia Amnită Ospiție, Hânceștiu, Călărașul, Ungheniu, sunteți cei care astăzi stați la strajă ca să puteți să aprindeți lumina în inima oamenilor. Astăzi ca niciodată noi trebuie să propovăduim. Astăzi ca niciodată apar multe secte. Astăzi ca niciodată apar multe confesiuni. Noi trebuie să fim demni de a ne numi creștini. Dați-mi voi încă o dată să vă felicit prea cuvioși părinți, prea cucernici părinți, prea cuvioase maici stariți. Iubiți într-un Hristos frați și surori, mă adresez și mă închin că prin aceste adunări noi putem să mărturisim că suntem vii și să mărturisim credința adevărată. Mulțumim deosebit Părintelui Ștefan, Părintele Protopop de Hâncești, de Călăraș, domnului primar, este șefa direcției de cultură din Ungheni, doamna Eugenia, și tuturor celor care ați depus această trudă, mamilor celor care ați copt aceste copturi. Cred că o să vă apreciem acum, pentru că știu ce înseamnă mâinile mamei ca să fiți alături de cuptorul, ca să vă aduceți această mare bucurie să vadă toată lumea, tradiția din satele dumneavoastră, că astăzi se pierde tradiția. Și îmi pare bine că a 11-lea an putem să arătăm tuturor că sunteți gospodari. Să arătăm la toți ce înseamnă casa a unei femei creștine. Și în imediată cred că ne vom deplasa la fiecare căsuță să vedem munca, truda care ați depus-o dumneavoastră pentru noi toți ca să primim această mare bucurie în această mare sărbătoare.
Hristos a înviat! Hristos a înviat! Mulțumesc! Mulțumate! Sfântul Petru, episcop de Nisporeni și Ungheni, stimați pădărășeni, stimați oaspeți din raionele Hâncești, Ungheni, eu spun bine ați venit la noi la orașul Călăraș. Eu cu mare plăcere îi primit propunerea că astăzi fie organizat festivalul Pascal Mâinile Mamei. Și spun de ce. Fiind în funcție de primar, oricum, e votat pentru mine mulți oameni. Și văd că în comunitatea noastră, cu fiecare an, mai des și mai des apare așa probleme, că pot să vin la un cimitir unde sunt mormânte neîngrijite. Nu trece o săptămână când primarul trebuie să semneze o dispoziție privind tutelă ori curatelă. Asta înseamnă că copilul a rămas fără supraveghere mamei, fără supraveghere părinților, și eu cu mare plăcere primesc propunerea dată ca să adunăm astăzi toți aici, ca după întâlnirea de astăzi să ajutăm unul la altul, ca după asta, dacă se rămâne o familie întreagă, înseamnă că ai noi zădar făcut întâlnirea de astăzi, festivalul Pascal. Vă doresc la toți sănătatea, bunăstarea, ca să aveți în pază Dumnezeu fiecare zi și adevărat să avem o comunitate unde fiecare om simte bine în familia proprie. Mulțumesc! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos din morți a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Adevărat a înviat! Din cer un înger a strigat! Hristos a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat, adevărat a înviat. Din clopotele au sunat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Adevărat a înviat, în zori cocoșul a cântat. Hristos a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat, adevărat a înviat. Se aprind luminile în sat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat, adevărat a înviat. Și lumea-ntreagă a îngânat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat, adevărat a înviat. Hristos din morți a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat, adevărat a înviat. Hristos a înviat! Acum oferim posibilitatea ansamblului folcloric Țărâncuțele din satul Florițoaia Veche, raionul Ungheni, un ansamblu consacrat deja la multe festivaluri naționale și internaționale menționat. Aveți...
sărbătorește în aceste zile cu multă evlavie luminosul praznic al Învierii Domnului Hristos. Cu adevărat este cea mai mare sărbătoare a creștinismului, în jurul căreia gravitează întreg ciclul liturgic. De aceea, încărcați de această conștiință sfântă, fiecare dintre noi aduce cea mai curată cinstire venită a acestui praznic. Prin pregătirile care însoțesc această sărbătoare, creștinii își exprimă cea mai profundă și cea mai sinceră adorație sărbătorii pascale. Fiecare creștin vine cu specificul său, încât toți împreună formează, prin frumoasele obiceiuri, un imn plin de slavă. În biserică totul capătă o dimensiune spirituală și devine cântec de înviere adus Domnului Hristos. Nimic nu rămâne fără valoare în biserică. Toate și totul capătă o altă culoare la lumina iubitoare a învierii. Creștinismul trăiește încă de aici, de pe pământ, viața plină de slavă, în care Duhul Sfânt le umple și plinește toate. Existența intră în veșnicie și triumfă peste tot ce este vremel, chiar și peste moarte, și cheamă omenirea la viața ce va veni. Ne bucurăm cu adevărat de obiceiuri și de tradiții, numai în dimensiunea sfințitoare a vieții liturgice, unde totul e plin de slavă, de Duh și de lumina transfigurată a învierii. Așa creștinismul, prin împlinirea obiceiurilor acestor zile luminoase, face actuală și prezența învierii Domnului Hristos în lume, într-un mod concret și plin de slavă. De aceea, preasfințite stăpâne, din numele Părintelui Siluan și parohul Comunii Ciorești, Raionul Nisburin, împreună cu toată comunitatea noastră, permiteți-mi să vă spunem bine ați venit acasă, zicându-vă cu toții, Hristos a înviat! Hristos a înviat, din morți a înviat, cu moartea primoare și celor din mormânturi și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos din morți s-a înviat, Hristos s-a înviat, Hristos s-a înviat, Hristos s-a înviat, și lumea întreagă a deșteptat. Adevărat, adevărat, asta lucrare chiar din mâinile mele și asta și de mama mea. Și acest covor este, are peste 100 de ani de la bunica, de la bunica, străbunica încă. Și cam toate lucrurile sunt mai din vechime, nu de acum. Sunt mai originale, mai originale. Fel de fel de flori, fel de fel, m-am vrut și Dumnezeu care mânuțele mele chiar, chiar le-am țesut. Înainte așa era, că dacă nu aveai asta, pierna ora, asta, pierna ora, asta, țesut, ca când fiul nici nu se măritau la noi. Dacă eu, doamna Gina, uitați-vă, doamna, sora Nina, sora Nina, ea că el e fără de face, uitați-vă încă și uitați-vă încă ziua de astăzi. Eu am vorbit acolo la fetele tinere, zic că înainte, el chiar nu știu să... Înainte, iată totul, înainte coșturi domnului, fetele nu se măritau dacă nu aveau omul ăsta, dar asta se numește la urși mort, la urși mort la noi și amul se păstrează, fără strasă asta la noi mort, nu se păstrează, încă și amul se păstrează, cine duce strasă? Dar ce mai uți mai să așa și la urmă. Dar muie că sora Nina și a muie face. Ia uite și o zoare. Hristos a înviat. Și aici sunt multe mari. Ia 100 de ani. Înainte părinții de așa sunt două. Țineau pământul de moarte. Nu ne țineau prosoarte. Și celor din hai bă, dacă o să sănătate și celor din moarte. Prea fiți, stăpânem, vă mulțumim foarte mult că ați încălzit parohia noastră. Din tot sufletul. Cerul din
frumos, sănătate, păstrați obiceiurile, pentru că trec ani, tinerii zilor de astăzi aleg niște drumuri largi ale vieții, unde mai uită aceste obiceiuri, chiar cum sora Nina mai țesă, e o raritate ca în sat să mai găsește așa oameni care să mai țesă aceste țoluri frumoase. Dumnezeu să vă ajute ca să puteți păstra de la părinți, bunicii ce aveți astăzi scump în satul dumneavoastră. Jurășteți un sat vechi, un sat cu tradiție și totul depinde de generația nouă. Să nu pierdem ce ce avem frumos. Doamne ajute! Mulțumim! Mai poftim pe la după asta, după ce fac la sănătate, numai bine. Da, doamna proste. Noi vă zicem, în primul rând, bine ați venit în comunitatea noastră, cum la celor care am venit spărei, și noi am venit ca să împărășim bucuria care am primit-o la frumoasa luminată zi de înviere, am primit-o cu mult drag și nu putem ținea egoism, dar zic, ca să fie mai cumplită sărbătoarea, am venit să o prezentăm tuturor și să o împărășim împreună. Deci, comunitatea noastră, cu ce vine? Iată, în primul și în primul rând, toate prietanii evanghelici păsăzi pe tradiție, dar lucruri frumoase care sunt transmise din neam în neam, astăzi se manifestează cu ceea ce vedeți aici. Localitatea noastră, în primul și în primul rând, are așa o biserică frumoasă, are un post de radio, bisericesc, ortodox, așa, până când, nu știu, suntem frecvența Nisporeni, Călăraș și Lumea Ciorăști, dar pe viitor sperăm că așa să ne extinde. Și avem și o brutărie frumoasă, și avem și oameni frumoși. Da, postul de radio Cutulea Divină este un post de radio local, dar așa procedeam procedeam de extindere și nu sunt numai emisiuni religioase, este un post de radio biserice sau ortodox, dacă vreți, dar putem trebui religioase, dar diverse. Adică este și muzică clasică, sunt conferințe foarte importante și chiar multă lume au luat prin onorata învățătură ortodoxă, mulți au venit în Germania, prin conferință și așa mai departe. Și mai multe, așa, muzică clasică, bizantină, muzică, diverse emisiuni cu copii, cu școala, adică avem ora primarului, ora medicului, ora polițistului, ora copilului. Și de ce este un post de radio viu? Pentru că, până la urmă, știți cum, cel mai mult am dorit ca să fie postul de radio Cultura Divină, ca să fie cultura noastră regională, care este legată cu faptul de credință. Dacă nu era Ștefan cel Mare, aici s-a trecut pe Sfântul Pământ și credința, cred că astăzi era și cu Mângelul Catalimban și era și Sfântul. Dar iată, datorită persoanele cu credință și cu dragoste, vă mulțumim foarte mult și poftim și acum, nu mai îmi permiteți în timp de câteva zile să pot să meditez, să mă așez, să nu fie în grabă, ca să pot numi cele mai în alte locuri. Și o să fie transmis prin preotul din parohie locurile de frunte și acestea 20 de persoane care o să fie locul întâi, o să fie pentru 20 de persoane excursie în România ca să viziteze 20 de mănăstiri. Asta o să fie din contul episcopiei. Dar nu vă pot să vă prins, fiindcă multe, știți, multe expoziții au primit același punctaj. Dar vreau să meditez să văd la cine a lipsit candela, la cine a lipsit o carte de rugăciune, la cine poate a lipsit păscuța de pe masă ceva, s-au grăbit și au mâncat-o. Și în juriu n-au găsit-o. Vreau să amănunt, am filmat, avem poze și după acestea
după film, o să mă mai uit în liniștit să pot vedea să dau cele mai înalte locuri. Vreau să vă spun că primul loc vor lua 20 de persoane care vor pleca în România într-o excursie la 20 de mănăstiri. Locul 2 și 3, 20 de persoane unde vor vizita o parte din mănăstirile din Moldova. Acesta este primul loc, 1, 2 și 3. Dar acești care astăzi sunt aș vrea ca să aduc un mic ajutor pentru cei care astăzi să aveți de o înghețată, de o sticlă de apă. Aș dori ca să apropie ansamblu Satul Drujba. Se apropie corul de copii Nașterea Maicii Domnului Buțeni 2. Se apropie ca să ia premiul ansamblu Țărâncuța Vărițoaia Veche. Se apropie ca să ia premiul corul din Spoteni. Se apropie de la Leova, doamnele care vin fiecare dată. De la Bolțun dorim ca să se apropie. Localitatea Ciorești. Bolțunul, vă rog. Domnul de la Petrești. Localitatea Rezina. De la Buciumeni. Câte un reprezentant, vă rog frumos, mai în față la fiecare. Localitatea Drujba. Bușila. De la Lăpușna. Buțeni 2. Localitatea Buțeni 2. Lăpușna este? De la Mireșeni. De la Logănești. De la Caracui. Prevent Stavrofora Onufria Matei. Se decorează cu medalia în jubilare Parcheiului Cineului 200 de ani, semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă la această activitate. Domnul Liviu Began, domnul Cristea Nicolcea, poftim vă apropiați. Cu binecuvântarea arhierească Potosinghelul Ioan Dance pentru participare la Festivalul Pascal Mâinile Mamei ediția 11 se decorează cu prezenta diplomă în semn de cunoștință profesorească pentru activitatea sârguincioasă.
Doamne ajute spre casele dumneavoastră, cei care sunteți de la Hâncești, nu vă grăbiți, cei care sunteți de la Ungheni, nu vă grăbiți, să fiți atenți la volan și la drum. Domnul primar, încă o dată permiteți-mi să vă mulțumesc pentru că ne-ați ospătat, toată ne-ați fost gazdă pe ziua de astăzi și cred că o să fie atenți să nu lese după căsuțele acestea. Eu de seară mă întorc înapoi și o să văd dacă totul este strâns, dacă e curat. Să fiți atenți să lăsăm curat acest loc, după cum l-am și primit. Și încă o dată vă mulțumesc din tot sufletul și să nu fie ultimul an să înălțăm aceste rugăciuni în orașul Călăraș. Doamne ajută! Eu vă mulțumesc că adevărat a fost o zi minunată astăzi și dacă se rămâne ceva pe piață, eu cred să fie curat în suflet la oameni după ziua de astăzi. Mulțumesc! Acum vă rog preoții, părintele secretar, părintele președinte și părinții protopopi să apropie cu toții de mine. Pentru că în fiecare an eu cumpăram câte o floricică, în afară cei ce am dat premiul la toate satele care au fost prezente, dar cumpăram câte o floricică. Dar anul acesta m-am gândit că floricică o păstrați o zi și se pierde. Și special v-am luat câte o floare care s-o sădiți în grădina dumneavoastră și s-o păstrați ca amintire zilei de astăzi și să dați câte o guriță de apă și la aceste floricele și să vă bucurați. Pentru că o floare care înflorește îți aduce o bucurie. Așa și noi ne bucurăm de credința, dragostea care dumneavoastră o semănați în inima noastră. Să știți că această bucurie este o bucurie pentru mine și corurile care l-au slăvit pe Bunul Dumnezeu. Aceste cântece pascale, aceste slăviri, acești copilași, orice părticică ce ați depus-o, ați semănat în sufletul meu. Și aș vrea ca toate mămicile, toate doamnele, toate domnișoarele să se apropie și preoții, o să vă mâie câte o floricică. Dacă o să rămâie, mai luați câte două, dar până când câte o floricică ca să aveți amintire de la ziua de astăzi. Doamne ajute și Hristos a înviat! Doamne ajute! Părinții, ultim!